Bună, Oscar. Bună. Bine ai venit. Ia loc. Ce așteptări ai tu de la terapia de azi? Nu știu, sincer. Nu cred că am plecat cu vreo așteptare. Spune-mi dacă de când nu ne-am văzut au apărut ceva gânduri care să te țină treaz noaptea. Vrei să-mi spui ceva despre ele? Pot să încerc. Te rog. Maturizarea este un proces conștient. Unora le este greu să facă lucrul ăsta. Și atunci mută cumva dependența către schimbări. Era să pierd chestii importante, fiindcă am acționat prea imatur. O fi de vină lifestyle-ul ăsta nebun. O fi de vină banii pe care i-a adun. Sau faptul că nu mă țin de cuvânt. Rămân focusat să mă înțeleg. Am luat L-uri după L-uri, atâtea fail-uri. Nu-mi dădeau vreo șansa, acum setez nivelul. Tot eu ridic după nivelul seta de mine. Toată industria știe asta, dar nu vrea să confirme. First things first, vreau un mansion pentru mama. Nu vreau târfe, fiindcă aduc cu ele drama. Toată viața mi-am dorit să-mi vin teama. Karma e o târfă, una mai mare, faima eram varză. Credeam că n-o să reușesc vreodată, dar dacă... Parcă e ceva în mine care mă convinge să fac tot felul de chestii care știu că nu sunt. Te-ai surprins vreodată în mod void, mințind, înșelând sau trădând încrederea cuiva? În momentul în care Ștefan și Oscar se vor suprapune. Imaginea lui Ștefan se va suprapune peste imaginea lui Oscar. Iar din astea două o să iasă...